Pentru 3 săptămâni, Palatul Șuțu devine spațiul artistic în care publicul poate descoperi universul pictorului Octav Angheluță. De ieri, Muzeul Municipului București prezintă 60 de lucrări ale artistului. La vernisaj au participat, printre alții, profesoara de istoria costumului Adina Nanu și criticul de artă Petre Orr. Picturile expuse aparțin Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Brăilei și Muzeului de Artă Vizuală din Galați. De asemenea, în expoziție se regăsesc și lucrări care nu au mai fost prezentate pe cineze de peste 5 decenii. În primul rând, această retrospectivă aduce ceva pentru tinera generație, pentru că tinerii nu cunosc foarte mult pictura lui Octav Angheluță, iar pentru generația familiarizată cu pictura lui, atât în expoziție cât și în catalogul la editura Avelant, sunt foarte multe lucruri inedite. Octav Angheluță a absolvit Academia de Arte Frumoase din București în 1927, sub îndrumarea lui George Demetrescu Mirea și Camil Resu. A obținut primele premii în anul 1929. A ocupat funcția de director al Pinacotecii Statului, apoi a fondat Asociația Pictorilor și Sculptorilor Români, alături de artiștii Dumitru Gheață, Ion Ciucălescu sau Alexandru Ciucurencu. A participat la numeroase expoziții de artă în țară și în străinătate. În timpul bombardamentelor din cel de-al doilea război mondial, Octav Angheluță a fost cel care a salvat fondul de patrimoniu din muzeele bucureștene. Cu ocazia evenimentului, la Palatul Șuțu va fi lansat și albumul de artă În căutarea omului. Albumul, pe lângă creațiile ilustrate, conține și biografia omului, profesorului și artistului Octav Angheluță. Expoziția rămâne deschisă până în data de 30 noiembrie.